Am pus generatorul la treabă. Am cuplat așa provizoriu la instalația asta de irigat aici, unde am 250 de aluni. Trage apa de aici, cam de la 12 metri, să zic așa. Cam 12 metri. Iar are în jur de 14-15 metri în total. Da. Cred că îi mai trebuie încă vreo coloană, că la 250 de diuze presiunea e mare pe instalații. A, uite așa. Așa cu orgăge. Picură frumos. Râd alunii, râd și eu. Frumos. Da. Picură. Cam așa e toată bucata. Deci 250 de bucăți le duce pompa asta fără nicio problemă. Cred că încă vreo 50, poate chiar 100. Am făcut aici racorduri cu T-uri de la 32 la 20. Asta e de 25 la 20. Aici un dop de capăt. Toată coloana e făcută cu 25 și pleacă cu 20 încolo pe trasee. Aici am 32, un filtru. Ohoho, ce presiune are ea. Ohoho. Un filtru, ăsta îl curăț ca să permanent, ca să nu ducă pe diuză și să rămână să mizerie și să se înfunde, să nu curgă apa. Simplu, ca bună ziua. Deci coloană de 25 principală. Asta, alte care merg pe rânduri, sunt de 20. Cam atât. Și aici iarăși un dop la capăt. A, uite ce frumos curge apa aici, deja râde. Râd alunii. Curge frumos. Da. Urmează restul. După cum se poate vedea, instalația este în funcțiune, generatorul merge. Deja acolo văd că băltește apa. Cam așa e peste tot, la toți. Se vede cum curge. E secetă, trifoiul și cu gazonul a început să se usuce. Da, și aici se vede. Se vede cum curge, ai presiunea mare. Normal, el ar trebui să picure. Dar deja este în jet. Cam așa este peste tot. Toate coloanele funcționează. Undeva aici mai la vale, am pus o sticlă să văd de curiozitate cam câți litri de apă bagă pe oră. Diuzele ar fi de 4 litri pe oră, dar depinde la ce presiune. Uite, nu știu dacă sunt 5 minute și deja cred că este o jumătate de litru de apă. O să văd cât o să fie până la urmă. Au trecut în jur de 15 minute și s-a umplut sticla de un litru jumătate. Deci cam în jur de 6 litri, 6 litri pe oră, zic eu. Ceea ce eu cred că e arhi suficient. Da, la majoritatea lunilor văd că e ud, la unii chiar băltește. Da. E perfect. Ele, diuzele sunt de 4 litri, dar la presiunea care bagă pompa le forțează la 6. M-am mutat la altă fântână. Am mai făcut aici un montaj cu un filtru, generatorul. Sunt două coloane care au în jur de 330 de metri.
Acum o să merg în capătul ălalt, când nu am pus două pori la capete, să vedem dacă ajunge apa sus. Diferența din nivel e în jur de 40 de metri. Văd că aici merge, să văd până unde o să aibă putere să bage pompa. Deci am venit până aici, cred că sunt în jur de 100 de metri. Și văd că curge. Hai să vedem la deal. Merge sau nu merge până la deal? Am mai venit 100 de metri. E, văd că totuși curge așa aici, nu chiar așa cu aceeași presiune. Să vedem până în capăt. Ia să vedem noi, o să ajung apa până acolo sau nu. Da, cam departe. Dacă nu, o să lăs o singură coloană dacă nu ajunge. Nu două. Da, văd că mai este un pic până în capătul coloanei. Aici văd că picură, nu mai țâșnește. În vale presiunea mare. Dar dacă ajunge până sus la deal, e bine. Da. Acum vedem la capătul tubului. Aici abia picură. Opa! Gata, iată. Aici nu mai curge. Ba da. Începe și aici să picure, abia acum. Ori încă nu a făcut presiune. A, cât ar mai fi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 ceva de metri. Asta vede, poate până la urmă bagă și pe aici. Presiunea mare. Ba da, început și la asaltă. Da, început abia acum să picure. A, înseamnă că până ce am umplut toată coloana de jos până aici, ohoho, e un pic de distanță. Da, 300 de metri, abia se vede. Și diferență mare de nivel, 40 de metri. Așa, aici văd că picură. Picură și aici. Abia acum a început. Mai sunt câteva. Dacă o să picure și la alea, deci la asta au început să picure. Ia, aici dacă așteptăm acum să vedem. Prima picătură. Opa! O să veni de-a. Înseamnă că până la urmă ajunge până la ultimul alun. Pe coloana asta. Da. La următorul. Așteptăm prima picătură. Oare nu mai ajunge aici? Da. A, ba da. Și aici? Hai, 1, 2, 3, 4 ar mai fi. Sper că până la... chiar aici, la ultimii 4, se împotmolește. Da. Ah, așteptăm. Aha, veni și aici? Da. Până la urmă, e presiunea mare, e multă apă pe coloană, la atâția metri, 330 pe o parte, 330 pe o parte, 660 de metri. Oricum, este un pic de apă pe toată coloana. Da. Ar mai fi 1, 2, 3. Vine sau nu vine? Aha, vine și aici. Hai. Da. Deci aici. Da. Hai. Încă unul și încă unul și gata. Cam greu aici. Așteptăm. Chiar la ultimii doi să ne ajungă? Oh, aici o prea tare. Probabil că nu... Ah. Hai, unul mai este. A început și aici să picure. Da. Ai, câte mai trebuie. Și dacă ajunge și la ultimul, înseamnă că...
să vedem toată coloana de... Oh, 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 abia se vede fântâna de jos. Să ajungă apa până aici, totuși e bine. A ajuns și la ultimul. Da, picătura salvatoare. Da, reușit. E, dacă nu puneam din partea asta, de dincoace, nu era nicio problemă. Dar totuși e bine, dacă ajung până aici, înseamnă că treaba e ok.